O zodie își va depăși provocările relaționale datorită câtorva tranzite favorabile care s-au petrecut pe parcursul întregii săptămâni, dar mai ales după intrarea soarelui în balanță. În timp ce modul în care idealizăm iubirea diferă adesea de realitate, fi fidel ție însuți. În caz contrar, te vei afla într-un ciclu de durere. Iată care sunt zodiile care vor depăși multe provocări în relații după intrarea soarelui în balanță în 22 septembrie 2024. Ce provocări depășește fecioara? Să știi că ce vrei este esențial, dragă fecioară. Este posibil să nu fii sigur dacă această relație va funcționa. Deși poate fi o provocare, este de asemenea perfect ok să ai încredere în proces. Oferă o șansă corectă în timp ce determini dacă poți face această conexiune să funcționeze, există diferențe majore între tipul de relație și viața despre care ai vorbit tu și partenerul tău și ceea ce s-a manifestat în viața ta? Pentru a înțelege dacă acest lucru creează un nenegociabil, reflectă asupra acestor diferențe, între granițele sau ai nevoie de o relație romantică. Vezi dacă ai fi mai flexibil, a avea inima deschisă sau prejudecățile te pot ajuta. Te-ai mai simți nefericit dacă lucrurile s-ar schimba? Numai tu vei ști în cele din urmă ce decizie trebuie să o iei. Dar dacă aceasta reprezintă o conexiune pe care tu ți-o dorești, trebuie să fii atent, să nu fii prea critic și dur în conversația ta cu partenerul. Relatează România TV.ro